Salutare, prieteni, uitați ce se întâmplă în apartamentul de la Pitești, în bucătăria noastră. Ce e aici? Oh. Oh. Ce e acolo? Ce ați făcut, mă? Ce face femeia asta? Ce tu faci acolo? Dă-te. Și dacă dădeai pe cuplu? Uitați, prieteni, ce e în frigider. Mă, Mihaela, te-ai tras din priză. Păi nu ai cum să-l tragi în priză, că e pus dulapul fixat în perete și priza e în spatele la urmă. Ce faci, patroană? Acesta, patroana. Lasă-mă, uite, mă scava aici. Uite, dărâmat asta. Ce are? Uite cum stau. Îți place. Uite. Na. Dezmembrat scap. Eu fac asta și eu nu vreau să o fac. Ce? Stai liniștită. Eu liniștită, n-am parte. Ce n-ai? A, bă, stai liniștită, bă, și lângă, că suntem mulți. Uitați câți copii avem aici, 4. Avem 4. Nu m-a arătat pistolul. Bă, voi ce faceți acolo? Ne jucăm Mario Kart. Serios? Lasă-mi gura, copii, taci, taci! Uite, Leonardo are pistol. Ei, o să câștigi tu, nu câștigi tu. Salut, Leonardo. Am pistol și celular. Băi, e dezastru mă la față de aici, prieteni. Nu am zis să facem mâncare până nu dezghețăm frigiderul, că a ieșit prea mult zăpadă, s-a făcut. Să băgăm, să facem pui. Dar și noi, prieteni, am fost de 5 luni pe aici, adică și că am trecut doar de ne-am luat haine și... Vă dați seama, frigider, praf, peste tot, nebunie. Nebunie mare. Intrăm în renovări acum. Știți că Miha se pricepe și la vopsit pereți, poate să schimbe și culorile. Tot ce trebuie. Păi nu azi. Mama spală astea pe aici, dar bine că avem pătrunjel aici. Spăl ca să punem și noi în frigider. Centrala merge, nu facturile vin ca pe bandă. Să punem ăla usturoi. Usturoi, nu? Că stăm plase. Păi dă la congelator. Așa ține și mama ca să pună la... Ce la congelator? Să-ți pun lătițele să-mi faci în frigider. Spui lătițele, spui toate alea. Altă variantă, n-avem cu acesta frigiderul. Nu avem. Doar și așa... dacă spargi în gheață, așa ce se întâmplă? Nu, deci ce desgheață? Nu-i ce, după aia dăm cu la vitre și cine ce... Bravo, măi. Ce să faci așa? Ori! Așa să lăsăm la dezghețat. M-am suit și pe sus, am căutat. Păi lasă, dacă nu e firul. Merge trase. Și pe sus, m-am suit, m-a ținut mie aia și m-am suit aici, sus de tot. Undeva trebuie să fie firul ăla. E și nu-i pe undele, pe direct, nu vezi? E după dulap, dar dulapul e fixat în perete și ne-a da. Jos. Da. Uite, incorporat ăsta, nu e de la normal, uite. Am încercat să-l tragem. Mamă, ce nebunie în apartament. Nu e ce să faci. Eu răcit, prieten, răcit. Răcit, obosit. Am luat COVID-ul de la mama. Nu mi-a făcut nici frezuță. Am făcut o plimbare pe la capital. Am plimbat-o pe patroana azi dimineață până la București. Apoi ne-am întors la Pitești. Că lui patroana era doar de București, prieten, de capitală. Păi da, ce vrei? Cea unui pe poziție, pui aici pe poziție. Păi să facem loc, să trec frumos. Prieteni, de când a fost la Strehaia, mi-a distrus dieta, pe bune, fac injecțiile alea degeaba, nu se poate așa ceva. Păi pe bune, e posibil să-mi facă rău? Păi eu mi-am făcut injecțiile în fiecare zi și am mâncat ca nebunul. Ca să stai nemâncat, să cazi jos, trebuie să mănânci. Păi da, dar nu așa ceva. Acum salată, ceva trebuie, fructe. Păi ce salată și mi-au dat numai carne de la găleată și miei și oi. Bine, și oaia cine ți-a dat? Pe bune, uite, am mâncat mai devreme și mi-e rău acum. Cine scoase carnea de la drept? Nu trebuie. Și mă doare și în gât de la răceală. Trebuia să fugi acolo când ai văzut carnea. Trebuia să fugi ea. Trebuia să fug. Ce să fac? Acum au devenit injecțiile rezistente la mâncare. Nu știu cum să zic, știți? Adică acum le fac degeaba că tot pe mine foame. Trebuie să fac pauză două zile și să o iau de la capăt. Nu știu. Habar n-am. Mamă, uite, parcă m-am greșit înapoi. Uitați-vă, uite-te Mihaela la mine. Uite. Să pare că nu. Din optică, nu, m-am îngrășat, gata. Dar tot sexy sunt, mă, și gras. Da. Nu, Miha? Da. Adevărat? Da, mă, bărbatul fără burtă nu-i bărbat. Adevărat? Da. Uite-te la mine. Da. Acesta, Miha. Hai că sunt concentrat aici, pe dezăpezirea munților. Ce faci, patroane? Cine e? O
Ta. Eu nu cunosc pe femeia aia. Nu știu cine e. Alo, da. A, v-am prins pe cameră. De ce vă împingeți? Uite, le manda pistolul. Bună. Am prins copiii, Mihaela. Da. Copiii se împingeau. Da, ei se ceartă, ei se împacă. Așa sunt copiii. Să se gândească și la un avocat, la dosare. Da, să meargă și la un proces. Alex, ai vorbit ales cu avocatul tău? Ai uitat că ai proces mâine? Da, chiar am uitat, chiar am uitat. Așa sunt imediat. Sună. David, a avut un proces cu pisică. Să mai știe și copiii. Da. Eu nu am. Leonardo. De unde ai acesta cafeaua? Am cumpărat o seară, nu știu. Să facem o cafea la ibric, cum făcea Sică, o cafeluță. Ia dă-vă pe Leonardo, ce-a făcut? Mamă, prieteni, mi-e dor cum ne făcea Sică cafeluță la ibric. Că stătea aici cu noi. Mi-am luat Iris cafe. Da, dar mie îmi făcea la ibric. Sică? Sică, mi-am luat Iris cafe. Sică ne-a pus pe drumul cu mașina, zis, drumul bun e lucru. Acesta, Sică, v-a distrus mașina. A dat cu ranga în mașină. Să dea jos cursul de la ea. Nu, a dat cu ranga să o distrugă intenționat. Hai, e scut-o acasă, aici e prova. Să vă arăt niște roșii de grădină. Acesta roșii. Ia uitați, așa ceva. Ați văzut așa ceva? Roșii din grădinuță. Vezi că ia foc aragazul. Ai dat, a prins. Sunt curios unei masca aia de... Nu stai că nu știm, Aline, ce faci. Spuneți-mi și unii masca de la friza asta. Eu nu știu ce s-a întâmplat aici. Uite, Alin. Mihaela, unde-i masca de la priza aia? A căzut mai de mult. Și-a luat niște lobodă să facă și o ciorbă. De-a luat lăuștean. Păi știi ce se întâmplă cu ceaua ăsta? Dimineața e plin cu lobodă. Și cu lăuștean de-aia la. Uite, Alin, ce luai de acasă. Brânză. O țără brânză. Da. Acum avem dezordine, asta e. Avem ce să facem, că trebuie să le punem la punct. Miha lucrează, fraților. Aproape am terminat partea asta, da. Da. Ia, dăm asta jos, da. Dacă dăm asta jos, după aia mi-e mai ușor. Da, poate sparge geamul. Lasă, nu se sparge geamul. Mai nu, mai are geamul, mai are. Da, da, telel ducă varecatar, s-o telel ducă. Ce e acolo? Ha? S-o telel ducă varecatar. Fac și eu treaba aici. Și ea când filmează, nu vorbește. Așa fac și eu pe vlogurile ei. A? Așa te-ți faci și noi pe vlogurile ei, să ne bat un joc de ele. Da. Merită aceasta patroană. Unde ne-a pus pe drumul. În mașina aia. Uitați ce peisaj frumos. Geamul e cam murdar, dar nu are nimic, peisajul chiar e mișto. La pădure aici. Aici și la pădure. Aici au pepene, ia uitați. Oh. Dacă bag și pepene acum. Uite că deja am mai făcut puțin, am pus frumiță, frunze mai fructine. Nu trebuie să mănânc pepene non-stop. Nu? Mai avem fructine. Pepenele, da, pe nu știu că să ține cu curăță pepene. Mai avem? Pepene roșu și de la galben. Galben, da, e o cură de aia care ții 20 de pepene galben, 20 de pepene roșu, 20 de pepene galben, 20 de pepene roșu. După aia mult. Nu, pe doar 2 zile, doar 4 zile și restul de săptămână mănânci așa, moderat. Mai e. Mai e, dar stai că trebuie, problema nu mare e să iau capul ăsta de aici, să pot să fac geamul. Ia de la mine, ia. După aia trebuie să... Stai că l-am scos. Stai că vă dai o misiune ce să faceți. Terminați frigiderul, după aia ștergeți dulapurile, după aia spălați perdelele. Perdelele le-am spălat eu, doar trebuie spuse. Spălați mobila, spălați pe jos. Trebuie soluții multe. Spălați lingeriile. N-ai cum să speli la linie așa, trebuie soluții ca să pentru grăsime. Cred că aveți treabă vreo lună pe aici. Da. Să credeți, băi, că aveam o lună. Pe unde mai pleci? Stai cu patroana aici. Pe ce te faci, mai zic, e stradă. Nici stăm aici. Și cu Ion și cu toți aceia. N-am unde să mă ies afară, să mă... Cum? Te plimbi la pădure aici, e grădina zoologică. Nu, nu, e prea cald aici, Aline, uite, nu pot. Nu iasă. Mă, cum nu iese, de ce? Nu iasă, că nu vrea. Mai sparge, mai sparge. Ia de-te. Mă, stai. A, uite-mă, de-aia mi-e prins aici, chiar să-ți. La, prieteni, procedura e lungă aici, n-am ce să vă arăt acum. Vă arăt în mare parte, așa cum începem, ce facem. Ce să mai zic?
Vă las să devenim mai târziu după ce mai avansează fetele cu curățenia. Ce s-a învățat aici? Vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi. Vă pup, vă doresc o seară minunată tuturor și ne vedem mai târziu. Pa, pa, stați să spun și Alex. Hai. Avocatul meu, Petru, să vorbim. Da? Da. Bravo, așa te vreau. Ia uite, ce ți imaginezi că e patroană acolo de dai așa? Ha? Asta a fost bună. Ia uite, ia uite, ia uite, mă. Și pe asta s-ai făcut, na, patroană, na. Auzi, după ce auzi, parcă mai rău a prins încredere. Hai, pa, prieteni. Pa, pa.